Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi filmez primul MTZ pe acest canal. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Lângă mine am o cutie plină cu produse terminate și ar fi fost și mai multe dacă nu aruncam din ele. Pentru mine a fost destul de greu să strâng produse terminate pentru că nu sunt genul de persoană care să țină lucruri care ar trebui aruncate. Și noroc cu mami care mai îmi zicea, auleo, vezi, nu arunca, că vrei să faci empties. Sau câteodată mai mi-aminteam, auleo, am aruncat aia, bă, hai să o iau ca să fac empties. Și unele lucruri chiar au ajuns la gunoi și nu au mai putut fi recuperate. O să iau produsele random. Uite, văd aici un gel de duș de la Nivea. Îl ador. Pe ăsta și toate din gama asta am folosit și cel original și cu trandafir și cu cocos. O grămadă de variante au și toate mi-au plăcut. Hidratează pielea, este foarte delicat, mirosurile sunt ok. Uite ăsta. Miroase foarte bine. Ăsta și ăla original, parcă îmi place cel mai tare. Ăsta este tip cremă, oarecum, ca pentru mai multă hidratare și are un miros mediocru. Foarte fain și se vede că am avut încredere în acest gel de duș pentru că are 750 de ml și l-am folosit pe tot. Mereu mi-au plăcut gelurile de duș de la Nivea, cam orice am încercat de la ei gel de duș, mi-a plăcut. Știu că acum două veri am încercat și produsele acelea cu pepene roșu, cu fructe, nu mai știu, era așa o gamă din aceea de vară și acelea mi-au plăcut foarte tare. Țin minte că au avut și un gel de duș cu scrub împreună și acela mi-a plăcut. Astea chiar vi le recomand și în special astea, mai ales pe timp de iarnă pentru că hidratează foarte bine pielea. Mai departe am un șampon de la Schwarzkopf Schauma cu extract de grâu pentru păr uscat și deteriorat. Vreau să vă spun că a fost groaznic. Deci, credeți-mă că de multă vreme nu am mai avut un șampon atât de prost. Am avut și balsamul de la ei, că am zis hai să le luăm așa la set, ăla deja l-am aruncat. În loc să-mi hidrateze părul, în loc să-mi repare vârfurile, dar ce să repare? Că îmi usca părul. Nu știu, era așa, parcă nu se usca bine, nu știu, nu mi-a plăcut absolut deloc. Să nu vă luați din ăsta, pentru că nu m-a dat banii degeaba, foarte, foarte prost. Foarte prost, da. Nu recomand. Așa, da, am aici un scrub de la Rituals, ăsta l-am primit de la Sanda, mătușa mea. Sanda, dacă te uiți acest video, te salut! Mi-a plăcut foarte tare. Are un miros mai fresh, aproape că duce spre un parfum bărbătesc. Și clar miroase a spa. Mi se pare un scrub potrivit pentru perioada de primăvară-vară. Pentru că are un miros fresh. Apa micelară de la Garnier. De când am început YouTube-ul, numai cu apa asta micelară, cred că m-ați văzut. O ador. E, din punctul meu de vedere, cea mai bună apă micelară. Am luat-o la 400 de mililitri, demachează, curăță, calmează, n-are parfum, e superb că n-are parfum, mi se pare
superb, fără clătire, da, asta îmi place foarte tare, că nu trebuie să clătesc. Nu îmi simt tenul încărcat după ce mă demachez cu această apă micelară. De la ei am mai încercat și una cu ulei, nu mi-a plăcut. Am mai încercat și una specială pentru ochi. Asta parcă mi-a plăcut mie cel mai tare și da, probabil și pentru că este pentru ten sensibil. Da, chiar mi-a plăcut. Ce mai am aici? Oh, da. Pe asta recent vi l-am prezentat. Se pare că s-a terminat foarte repede. Este de la Syos, un gel hidratant pentru păr pe care trebuia să îl aplic și înainte de șamponare și după șamponare. Nu mi-a plăcut. Dar tot l-am folosit pentru că n-am avut altceva și am zis acum l-am cumpărat, îl folosesc până la final să văd. Dar nu mi-a plăcut. Știți de ce nu mi-a plăcut? În primul rând, n-am simțit ca părul meu să fie hidratat. Eu nu înțeleg ce hidratare trebuia să dea ăsta. Deci, efectiv, scrie că este un gel pentru hidratare. Ei bine, nu mi-a hidratat părul deloc. Efectiv, ieșeam din duș și aveam părul aspru și... Nu știu, nu mi-a plăcut, nu înțeleg care e faza. Mirosul... E frumos, dar nu. Nu înțeleg, nu mi-a plăcut, nu recomand. Nu dați banii că nu recomand. Ce mai am? De la Pantene, un ulei de argan, da? Așa, ăsta mi-a plăcut. Doar că de când folosesc uleiurile de la Avon, nimica nu se compară cu uleiurile alea, sunt foarte bune și știu că mi-a scris cineva în comentarii că a folosit acele uleiuri și că îi plac foarte tare și da, chiar adevărat, chiar da, îmi plac și mie foarte tare, sunt foarte bune. Într-adevăr, nu folosesc, din păcate, uleiul acela pentru strălucire din cauza că am văzut că are alcool și odată ce am văzut că are alcool, parcă nu mai vine să-l folosesc. Celelalte nu au și îmi plac foarte tare. Dar să zicem că dacă nu puteți să dați comandă la Avon sau nu vreți sau nu știu, poate nu vă plac, eu zic că acesta de la Pantene este o alternativă foarte bună. Prețul cred că e ok. Este pentru păr degradat și slăbit. Și da, chiar și-a făcut treaba și m-a ținut destul de mult. Și pe mine și pe mami, că noi astea împreună le folosim. Da, chiar ăsta chiar mi-a plăcut. Ăsta deja mi l-am recumpărat. Asta vă poate spune ce părere am despre acest produs. Este un ser pentru hidratare și strălucire cu extract de... cum îi zice, pineapple, ananas, cu extract de ananas, de la Essence. Îl ador, îmi place mirosul, chiar îmi dă un glow, mi se pare perfect înainte de machiaj și după cum am zis, l-am recumpărat deja. De la Borotalco Am avut două deodorante de astea, doar că pe celălalt l-am aruncat. Și știu că v-am zis că o să vin un review pentru ele, pentru că acum a fost prima oară când le-am încercat și sunt foarte mulțumită. Mi se par niște deodorante foarte bune, chiar rezistă, îmi place și mirosul lor. Amândouă mi-au plăcut foarte tare și... Acum mi-am și luat altele, alt tip, l-am avut pe cel original, pe ăsta fără aluminiu și acum mi-am ales altele și o să vi le prezint într-un alt video. Însă, da, nota 10 foarte tare îmi plac.
Ia uitați ce am eu aici, un EOS. Și EOS-ul ăsta îl am de foarte multă vreme. De chiar de foarte multă vreme, uitați, este și terminat. Dar eu nu înțeleg care era faza cu EOS-urile. L-am luat în perioada aia în care erau super la modă și chiar îmi doream și eu EOS și mi se părea wow, am EOS. E bine, acum când stau să mă gândesc, nu mi se par wow și parcă nu-ți hidratează buzele foarte bine, mirosul lor nu-mi place. Nu știu, mi se pare că mai mult a fost așa popularitatea de aceste EOS-uri decât calitatea lor. Părerea mea, acum nu știu, poate vouă vă place, însă nu știu, mie de când le-am cumpărat mi se părea că au așa un miros de rânced. Când aplicam pe buze, abia mi le hidrata și îmi lăsa așa o peliculă, nu știu cum se explică, așa o peliculă care nici nu arăta foarte bine. Nu mi-aș mai cumpăra EOS. Stați să vedeți ce am pus aici. Ai, mă tot gândeam dacă să pun, să nu pun, dar l-am pus până la urmă. Este un borcan de Nutella terminat. Am zis să vă arăt, ador Nutella. E cineva care nu adoră Nutella? Dacă da, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii și dacă adorați Nutella și dacă nu vă place Nutella. Pentru că chiar sunt curioasă. Este Dita mai borcanul și e gata și... Acum că stau să mă gândesc că ar trebui un borcan nou de Nutella. Da. Am aici două măști de față. Foarte bune și ăsta și ăsta. Ăsta eu l-am încercat, mi-a hidratat fața foarte bine. Astea sunt genul acela de măști pe care eu le suport să le țin 15 minute. Sunt foarte multe măști pe care eu nu le pot ține 15-20 minute pe față. Îmi vine efectiv să le dau jos. Cu astea n-am treabă, îmi plac foarte tare. Chiar îmi fac fața să arate mult, mult mai bine și... Da, vi le recomand cu toată căldura. Vreau să încep cu acest mascara pe care nu cred că am apucat să vi-l prezint eu cum aș fi vrut. A fost și cu acest mascara un trend și l-am încercat și eu. Mi-a plăcut foarte tare. Este cel de la Sky High, Maybelline. Chiar a fost foarte bun. Acum nu, s-a terminat de tot. Amândouă l-am folosit până la ultima picătură. Foarte, foarte bun. Dacă aveți nevoie de un rimel, vi-l recomand. Și chiar da, mi-a plăcut. Însă acum l-am încercat pe cel de la Essence și ăla îmi place. Și da. Apoi tot așa mai nou apărut e ăsta de la Rimmel în London, poate l-ați văzut în reclame, ăsta nici nu am apucat să îl terminăm, pentru că e dezastru, să nu vă cumpărați, deci vă rog eu, nu dați banii. Luați-vă mai bine unul de la Essence care e 20 de lei, decât stați pe ăsta cât 40, 30 de lei, nu mai știu cât a fost, cred că 40 de lei, nu mai știu. Nu dați banii pentru că e groaznic, nu face genele faine, forma nu-i faină, dacă plângi, dacă e umezeală afară, se scurge. A, numai reclama e de el, nu-i bun, nu vi-l luați. Tot așa e ăsta de la care nu mă așteptam în trecut. Vreau să vă zic că îl adoram, deci era rimelul meu preferat. Mă făceam cu rimelul ăsta, toată lumea mă întreba, deci chiar mă întreba lumea dacă mi-am pus gene false când mă făceam cu ăsta. Cred că i-a schimbat formula, nu mai este bun. Este genul acela de rimel cu două părți, una este efectiv rimelul și cealaltă parte este primerul. Mi-a plăcut.
am folosit cât l-am folosit, că n-aveam ce face. Dar nu, nu mi-a plăcut și ăsta știu că a fost destul de scump. Cred că 40 ceva de lei sau chiar mai mult. În orice caz, nu dați bani, că nu merită, din păcate, chiar m-am mirat și... De la Max & More, pe asta l-am primit cadou. Și arată. L-am primit într-un set cu mai multe chestii. Am primit și un ruj în setul respectiv și un creion de buze și o paletă pentru ochi și acest rimel. Ăsta, să știți că și eu și mami l-am folosit. Nu e neapărat genul de pensulă care să-mi placă, nu mi-aș cumpăra-o eu, însă așa cum l-am primit, chiar l-am folosit și mi-a plăcut. Mi-a făcut genele așa mai despărțite, doar că nu prea de lungime genelor, mai mult le-ai despărțite și definite. Și mi-a plăcut. Și a rezistat destul de bine chiar și la apă, deși nu scrie că e waterproof. Oba, asta scap. Waterproof sau ceva. Și mai am ceva? Da, mai am două creioane de sprâncene care s-au terminat. L-am băsat de la Limero. Foarte, foarte mulțumit. Are două capete și, în fine, nu mai e deloc. Mi-a plăcut foarte tare. Și de la Avon, din gama Mark. Și ăsta e terminat de tot. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Dacă vă plac așa tip ceară, chiar vi-l recomand. Cutia este goală. Cam astea sunt toate produsele care mi s-au terminat în ultima vreme. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu ca să vedeți ceea ce postez în continuare. Noi ne revedem la următorul clip. Ciao!